Bună dimineața! Ce faceți? Cum sunteți? Totul e ok, da? Abia a doua zi lucrătoare din an, deci încă mai avem putere, încă avem forță. Păi dacă e să o socotim așa, lunea nu crește nici iarba, nu ne omorâm prea tare, marțea ceasurile rele, nici atunci nu tragem prea mult ca să nu greșim cu ceva. Miercurea deja lucrăm că e mijlocul săptămânii, joi pre-weekend, vineri weekend, sâmbătă, duminică și cam așa. O cafea bună de la prietenii mei din America, dată pe buymeacoffee.com, o guriță să luați și voi, să ne dezmorțim. Cafea dată de prietenii mei plecați în America, la New York. De aici, din Cluj-Napoca, din cartierul Gheorgheni, Valeria și Cuciobi. Sunt duși acolo de ani de zile și au zis că dau o cafea, că nu o să ne întâlnim noi prea curând la complexul Hermes să bem una. Așa că le mulțumesc frumos. Dacă îl vedeți pe Tibi Gravdișele, e din Mănășturi, pe New York, să-l salutați din partea mea. Ei, că fără diasporă nu știu ce ne-am face. Voi ce faceți? Bine, așa e? Sunteți... Cum să nu fiți bine? Am început anul în forță cu eu ce fac? Acum, dacă mă întrebați, vă răspund. Când eram la Edmond Nicolau, la liceu profesor acolo, era un domn inginer, profesor, domnul Vulpe. Și îl salutam când îl întâlneam pe coridoare sau în curtea școlii și îl întrebam inevitabil: ce faceți, domn profesor? Meseria. Meseria mea și a dumneavoastră, în fiecare zi de luni până vineri de la 10, preț de maxim 8-9 minute aici, este aceea de a dezbate problemele țării, adevăratele probleme ale țării, că dacă noi nu le dezbatem, atunci cine? Eu zic aici, în video și voi la comentarii, pentru care vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult și pentru abonare, da? Că noi discutăm probleme serioase, însoțite de o cafea pe care voi cu generozitate o oferiți pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea, că nu vă cer tablă. Dar ce-s eu, ministrul mediului Costel Alexe, să cer tablă ca să rezolv niște hârtii? Nu știu, știți cum e vorba. Nu iese fum fără să nu fie foc, sau invers, nu-i foc fără să iasă fum. E acuzat un pic, DNA-ul l-a luat la ochi pe fostul ministru al mediului, acum șef la Consiliul Județean din Iași, pe domnul Alexe, l-a luat la ochi DNA-ul că în martie-aprilie anul trecut, a cerut mită 22 de tone de tablă. Tablă, mă! Bă, nu mai știu ăștia ce să ceară mită, pe cuvântul meu. S-o dus aia cu plicurile, cu teancurile, cu sacoșele, vorba doamnei Elenei Udrea. Nu, nu, nu. Acum cer tablă. Mă, așa de neinspirații să tablă. Eu știu că nu-i cu toate țiglele pe casă unul care cere mită tablă, dar totuși să ceri tablă. Tablă sau table, zarur sau barbut. Uitându-ne atenți în biografia domnului Costel Alexe, observăm că toate rudele lui, inclusiv finii, au afaceri, au proprietăți de milioane de euro. Deci la omul nu i-a mers rău. Acum mai trebuia niște tablă? Eu nu știu, n-am văzut un ministru care să fie pus în funcție și să-i să spună: bă, fă ce poți și căpătuiește-te cât vei sta în minister, că ești amărât. Nu, ăștia vin direct bogați. Vin direct bogați și le mai trebuie în continuare, pe lângă salariul și demnitatea pe care le au. Dacă e așa cum e, l-aș pune să doneze tabla și să, din tabla aia să se facă separatoare pentru autostradă. Nu? Și toți care au furat, toți care au luat mită, toți demnitarii, toate bunurile primite să le folosim pentru propășirea și construirea țării România. De acea autostradă, ca aia care trebuia să lege Ploieștiul de Brașov, autostrada aia este pusă în stand-by pentru 3 ani. Vă dați seama? În continuare aglomerații, 3 ani ce înseamnă? Încă 3 revelioane, încă 3 Crăciunuri, încă 3 ani fără nimic. 3 ani cu aglomerație. Au zis ei că fac ceva drumuri expres, ceva drumuri ocolitoare, dar autostradă de unde? Sănătate multă și numai bine. Am stat și m-am gândit așa că oricum nu se face nimic în România, dar și noi suntem cumva deviați de la principalele subiecte de discuție. Măcar să le discutăm, ni se iau, așa să zic, ni se iau ochii, ni se fură ochii cu subiecte de 2 lei. Acum, două subiecte principale sunt puse pe canavaua opiniei publice. Cumpănașul ăla, excrocul ăla de pe TikTok care duce de nas o grămadă de copii și adolescenți, și Garcea care duce de nas o grămadă de oameni în toată firea, da? Iar mințim poporul cu televizorul. Ce n-ar face ăștia pentru audiențe? Și în același timp, domnul Voiculescu, patronul antenelor, ia de la stat 15 milioane de lei pentru că face campanie de informare corectă despre guvid, da?
Și cu o seară înainte sau cu o seară după ce ia banii ăștia, îl cheamă pe Garcia, care e un cunoscut anti-anti-anti-anti, nu? E bine că ne-ai bani de la stat și... De minune, mă, de minune. Că o zis domnul actor, domnul Dorel Vișan, zice, ce se urmărește către... Știm noi cine. Se urmărește ca femeile din România și de pe Mapamond să rămână sterile și să vină extraterestri să construiască o nouă generație. Practic să ne repopuleze extraterestri. Femeile să nu mai facă femeile copii, la care Borcea i-a bătut obrazul maestrului Vișan. Da, eu nu-s pe aici, maestre. Nu mă minuni. Și vulpița s-a tuns. Celebra vulpiță de la acces direct s-a tuns. Mai urmează să descopere și șamponul și am educat poporul cu televizorul. Ai de capul nou. Un porc tăiat de Crăciun în județul Sălaj avea întrânsul 14 rinichi. Deci de la găina cu 4 picioare care făta pui vii, nu s-a mai găsit așa ceva. Toți au zis, mă, 14 rinichi, dar nu putea să aibă în el vreo 8-9 șunci, să fie mutația genetică, așa, să o știm și noi, da? Dan Petrescu la turci, socră mi-au zis, du-te învârtind, du-te te hue, te hinșeghet, fechete, s-au dus la turci pentru bani. Așa e, domne. O lăsat Ardealul, mă, ia Ardealul, mă, a lăsat Ardealul și echipa CFR pentru a face carieră la turci. La o echipă de pe ultimul loc din campionat. Îi dorim succes. Numai minuni. Iar parlamentarul Stativă împlinește azi o frumoasă vârstă. Știți pe Stativă? Ăla care s-a dus și s-a bătut cu aia care vindeau într-o șaormerie. O zis că de ziua lui vrea să meargă să se bată McDonald's sau un Burger King sau un... Extraordinar. Asta e nivelul. Ăștia e voi, cu ăștia defilăm. Sănătate multă. Zi faină. Da, da, da. Mai sunt și știri bune, să zic așa, sau știri pozitive, dar trebuie să le cauți între celelalte. Știți faza aia cu bebelușul găsit într-o pungă în 22 decembrie, un bebeluș abandonat, da? E bine, respiră singur, i s-a pus numele de Cristian Ștefan, ce nume frumos, și mai mult decât atât a luat în greutate, extraordinar. Medicul Cătălin Cârstoveanu, mă, ăsta e un om devotat, un om care face orice pentru copiii care se nasc prematur. E un, ce să mai, un înger, așa îi se mai spune prin articole, un înger al copiilor născuți înainte de termen, a declarat că sunt vreo 15 familii interesate ca să îl adopte pe acest micuț abandonat. Vă dați seama? Printre atâtea, prin morciri la asta de știri, prin morciri la asta de dezinformare, prin morciri la asta de răutate care ni se aruncă în față, mai apare și câte o știre bună și citez din Monica Lovinescu, care zice așa, ciudată țară mai e și România asta. Ori de câte ori îți spui că nu mai e nimic de făcut cu ea, îți trimite câte un mesager să-ți dovedească tocmai contrariul și te obligă astfel să nu regreți că ți-ai transformat existența într-o mare paranteză, incluzând o unică obsesie. Monica Lovinescu, lectură obligatorie pentru mine la fiecare început de an. Citim din jurnalele ei și ne punem la curent cu ce era odată și cu ce ar fi trebuit să fie odată, mai ales după 89, da? Și medicul ăsta, să-i dea Dumnezeu sănătate, el își pune viața în paranteză pentru o singură idee. Aceea de a lupta necontenit și neprecupețit pentru a salva micuții, aparent fără nicio șansă. Pe care poate la el la spital, pe care nu, ea îi duce cu avionul în străinătate, la operații și la alte intervenții. Vedeți? Mai este și câte o știre bună. Știrile astea trebuie să iasă în față. Nu Mocirla, nu Garcia, nu TikTok, cumpănaștea. De capul. Dom'le, noi suntem un popor frumos, un popor inteligent, educat. Mă, da, așa ușor suntem lăsați să ne ducă alții de nas, ne lăsăm să ne manipuleze cum vor ei. Și apoi de aici răzbunare, de aici. Deci pandemia asta nu numai că ne-a îmbolnăvit, că ne-a separat, că ne-a subjugat, nu. Ne-a dezbinat. Zice unul ceva, pac, sar alții 10 cu alte 10 viziuni. Bă, aia e, că n-avem politică de țară. Pentru că nu avem o conduită care să ne unească, care să ne aducă împreună, care să ne... Știți voi, noroc cu canalul ăsta de YouTube, YouTube-ul liber al lui Nicu Bendea, că aici coagulăm forțele umorului, măcar să ne mai destindem, măcar să ne... Mâine-i bobotează, ajunul bobotezei, iară dă
Înaltul Tomisului Teodosie iară de recital și ăla bărbat nu s-o rămea. Mulțumesc de urmărire, mulțumesc de cafele, mulțumesc... Nu, aici sunt, mi-am luat ceșcuța, că n-am mese, n-am... E studio de ăsta modern, cu plasme, cu chestii, nu punem mese de lemn pe care să ne atârnăm cafelele. Cam atât pentru azi, vedeți, dacă sapi bine, găsești și câte o știre bună, câte o veste bună, care trebuie să-ți umple inima de bucurie și să te ducă cu optimism mai departe. Scuzați deranjul, o zi bună, a domani!